Aproape 6.000 de pensionari din județul Hunedoara, nemulțumiți de rezultatul recalculării pensiilor, au depus sesizări sau au solicitat audiențe la Casa Județeană de Pensii Hunedoara. Dintre acestea s-au impus revizuiri doar pentru un număr de 275 de persoane, un procent infim de erori în comparație cu numărul mare de pensii aflate în plată în județul nostru. În plus, fără să mai aștepte răspunsul la sesizările depuse la Casa de Pensii, hunedorenii au apelat în paralel și la instanță, punând astfel presiune și pe această instituție. O să vă spun că la nivelul Casei Județene de Pensii Hunedoara, în perioada ulterioară demarării procesului de recalculare, mai bine zis, în perioada ulterioară expedierii deciziilor de recalculare, au fost 4.961 de persoane care s-au adresat în scris instituției noastre cu diverse neclarități, nelămuriri, nemulțumiri și au fost încă 747 de persoane care s-au prezentat pentru o audiență la conducerea instituției. Ei, raportat la numărul total de pensionari din județul Hunedoara și în urma analizării majorității reclamațiilor făcute, reclamațiilor scrise, dar și a dosarelor despre care am discutat în cursul audiențelor, am constatat că s-au impus revizuiri pentru un număr de doar 275 de persoane. Asta însemnând un procent de 0,22% din totalul dosarelor în plată. Astfel încât eu nu spun că noi nu, că suntem mai presus de greșeală, dar numărul de erori și procentul mai ales este foarte, foarte scăzut, ținând cont și de rapiditatea cu care s-a derulat acest proces și de volumul mare de dosare pe care, și mai ales de complexitatea acestor dosare cu care noi ne-am confruntat. O bună parte din cei care ne-au adresat întrebări și mai ales, surprinzător, o bună parte din cei care au fost nemulțumiți au fost tocmai acele persoane cărora le-a crescut pensia. Însă se pare că așteptările au fost un pic mai mari. Nu știu exact pe ce s-au bazat, dar cert este că doar pentru 275 de persoane din totalul acesta de aproape 6.000 am constatat că se impune a se face o revizuire. Am avut o situație în care chiar săptămâna trecută a venit cineva în audiență și mi-a spus că este foarte nemulțumit de faptul că i-a crescut pensia doar cu 1.000 de lei. Pentru a face față valului de solicitări și acțiuni în instanță mult mai mari decât într-o perioadă normală, 4 din cei 5 juriști ai instituției se ocupă numai de chemările în instanță, iar angajații lucrează ore suplimentare și în weekenduri fără plată suplimentară. Ne străduim să nu, ca beneficiarii noștri să nu simtă ce facem noi intern, în sensul în care să nu le îngreunăm în niciun fel viața. Ne strângem ca lucrurile să meargă bine, chiar cu prețul unor sacrificii personale din partea colegilor mei, dacă vrei. Se lucrează ore suplimentare? Se lucrează sâmbăta, duminica? Da. Lucrăm și ziua peste programul normal de lucru, venim și în weekenduri de acasă. Din păcate, nu avem cum să motivăm financiar colegii, dar până la urmă ne punem problema că unul dintre cei care așteaptă rezultatul muncii noastre ar putea fi un aparținător de al nostru. Și atunci, ținând cont de aceste aspecte umane, ne mobilizăm la maximum.